Modelul britanic de predare le-a fost prezentat în aceste zile dascălilor din zeci de județe din țara noastră. Experții britanici le-au oferit training gratuit educatorilor de la noi și le-au explicat care sunt strategiile ultramoderne de predare adaptate nevoilor acestor noi generații. Sute 50 de educatoare din 43 de localități din țară au ascultat și au luat notițe, au făcut poze și au înregistrat seminarul ținut la București de un expert britanic în educație. Looking like they're listening, but actually inside their head, they're thinking about the cartoons they're going to watch after school. They're thinking about when is it dinner time or when is my mum coming to pick me up. Inventivitatea și dorința dascălui de a le îmbogăți micuților orele prin muzică, joc sau dans ar trebui să primeze, spun englezii. I think in the UK the systems that are used is that teachers have a very clear idea of where their children are and they know what the strengths are, what areas of weakness are, and allowing children to explore learning. I think, you know, children learn best when they're active and they're making those really good connections in the brain when they're active. Cristina Diaconu este de 20 de ani în învățământ. A venit la seminar pentru a treia oară, curioasă să descopere noi secrete ale învățământului britanic. Pot spune că am aplicat imediat după ce am plecat de aici, dansuri cu batistutele și legat de amenajarea clasei. 100 de lucruri pe care poți să le faci cu copilul pe o anumită vârstă. Fascinați de britanici, profesorii de la noi recunosc că stilul de predare la clase este învechit. Noi lucrăm cu copii care sunt copiii viitorului, care cresc de mici cu tabletele în mână, dar facem o matematică veche, antică, a bunicilor. Curriculum, să zicem, că îți oferă libertatea să nu mai fii comunist. Dar foarte, foarte multe, să zicem, persoane angajate încă preferă stilul ăsta comunist pentru că e mai ușor. Încercăm să schimbăm percepția faptului că nu putem face activități, nu putem face matematică dacă nu avem anumite resurse care sunt foarte scumpe și care sunt doar în anumite țări, că ține cont de energia noastră și de resurse pe care le avem la îndemână. În grădinițele de la noi, un educator are grijă în medie de 25 de copii.